ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. În Comănești, 24 de cupluri premiate la 50 de ani de căsătorie. Mai mult decât atât, de Valmănescu. Aero Italia în Bacău. Centrul de agrement Trotu și Ionuț Iftimoaie a fost gazda unei ceremonii festive vineri 2 august, unde 24 de cupluri au fost onorate pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a celebrat devotamentul și iubirea acestor cupluri, oferind un exemplu demn de urmat pentru întreaga comunitate. Ceremonia a fost deschisă de primarul orașului Stațiune Comănești, Viorel Miron, care a adresat mulțumiri călduroase seniorilor pentru exemplul de stabilitate și dăruire pe care îl oferă generațiilor tinere. Aceste cupluri sunt adevărate modele pentru comunitatea noastră. Ne arată că iubirea și respectul pot depăși orice provocare, a declarat edilul Comăneștiului Viorel Miron. Să dea Dumnezeu să putem ajunge și noi și toți care suntem încă tineri, dar sunt și foarte tineri, să ajungem la această fază, să sărbătorim acești 50 de ani de căsătorie. Este o viață de om care, am putea spune că este o viață și o viață dragă, o perioadă foarte lungă, dar dacă stăm de vorbă cu fiecare dintre dumneavoastră, o să putem constata că mai ieri ați fost în faza când ați avut acea oficiere de căsătorie pe care am făcut-o eu mai înainte acelor tineri în partea aceea a clădirii. Înainte de a vă citi diploma pe care vă voi onora, să am onoarea să vă înmânez, vreau să vă spun că nu vă mai spun despre proiectele noastre cu blocurile, cu rețele de gaze, apă, canalizare, ce ori mai fi, câte și mai câte, pentru că zice lumea că mă laud. Dar este important să știți anumite chestiuni. În afară de faptul și în afară de ceea ce vedeți cu ochii liberi, pentru că faci proiecte de 27 de milioane de euro de izolare a blocurilor și spune că ce dacă dați să nu schimbi termopanul, că eu am pus termopanul nu știu de care, acum 8 ani de zile, care nu mai e valabil, sunt alte norme, alți indicatori. În fine, astăzi am avut întâlnire cu proiectanții care se pregătesc să ne dea, să ne predea proiectul pentru un nou spital. Este vorba de spitalul materno-infantil în valoare de 50 de milioane de euro. Cei care sunt mai în vârstă nu prea mai au nevoie de spital materno-infantil, dar cei care sunt tineri au nevoie și ne dorim ca să avem aceste servicii și pentru copiii de la 0 la 18 ani. Preotul Daniel Prepeliță de la Biserica Sfântul Spiridon a oficiat o slujbă religioasă oferind binecuvântări și mulțumiri sărbătoriților. Distinse domnule primar, domnule prefect, subprefect, domnule viceprimar, iubiți invitați, iubiți sărbătoriți a acestui moment special, cu multă bucurie și cu multe emoții care sunt inerente, suntem prezenți astăzi la invitația domnului primar, la acest moment festiv, când, iată, 24 de perechi din Comănești vin pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu și pentru a-și primi o răsplată binemeritată și pentru a primi complimentele noastre tuturor și felicitările deopotrivă și pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru aceasta, la momentul acesta al celor 50 de ani de împreună vețuire. Și am început cuvântul meu cu un moto pe care de fapt este un tropar, o cântare la slujba cununiei pe care ați auzit-o acum 50 de ani și anume Sfinților Mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Și n-am găsit un moment mai potrivit decât acesta de acum,
pentru că acum 50 de ani dumneavoastră, prin faptul că preotul v-a așezat pe cap cununiile, v-a încununat ca împărații Bizanțului, dar v-a încununat și în fața lui Dumnezeu și ați trecut prin 50 de ani de împreună vesuire, care au însemnat de multe ori și multe oprele, și multe renunțări, și multă supărare, dar și de multe ori și bucurii. Între cei prezenți la eveniment s-au numărat subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, și viceprimarul Comăneștiului, Adrian Ciobanu, alături de numeroși copii, nepoți și strănepoți ai cuplurilor premiate. Atmosfera a fost una deosebit de emoționantă, cu familii reunite pentru a sărbători acest important reper de viață. În cadrul ceremoniei, cuplurile au primit din partea administrației publice locale un premiu în bani, o diplomă, o orhidee și o sticlă de șampanie, simboluri ale respectului și recunoștinței comunității pentru sacrificiile și realizările lor. La Palatul Dimitrie Ghica din orașul Comănești a avut loc lansarea cărții de poeme Mai mult decât atât, de Valmănescu. Aceasta a fost organizată în cadrul zilelor orașului Comănești de către grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene. Evenimentul a inclus și lansarea ediției numărul 11 a foii culturale Luminile Locului. Valmănescu, comăneștean prin naștere, băcăuan prin excelență, este un cunoscut anfitrion al vieții culturale băcăoane, fost director de televiziune, dar mai ales este un poet veritabil. Volumele Delict de memorie, O zi dinaintea sfârșitului lumii, Efectul placebo, Ochiul fără ploape, Menghina cu elice, Totul e bine și nimic nu m-a durut, precum și ultima apariție editorială Mai mult decât atât, aduc sub lumina vieții o inteligență aparte, un cinism cald, o sensibilitate de martir și, nu în ultimul rând, luciditate. Mai mult decât atât, a reprezentat și o întâlnire de suflet atât cu numerosul public prezent la eveniment, cât și cu actrița Eliza Noemi Judeu, cântătorul Tibi Ioniță sau poeta Violeta Savu, aceștia din urmă creând un performance poetic inspirat din opera lui Valmănescu. Adrian Jicu, directorul Bibliotecii Județene Costache Sturza din Bacău, a moderat, evidențiat și, prin talentul specific, a menținut evenimentul la superlativ. Valmănescu e una dintre vocile cele mai interesante pe care le are poezia băcăoană și uite că astăzi a revenit la Comănești, la el acasă, aici unde s-a format, unde a trăit o bună parte a vieții până să se mute în Bacău. Ceea ce e surprinzător și îmbucurător este că după volumul de anul trecut a venit cu un alt volum, Mai mult decât atât se cheamă, a apărut la Cluj-Napoca la editura Limes, o carte care de fapt îi rotunjește profilul poetic și care ne arată un Valmănescu același și în același timp schimbat. Abordarea lui e în continuare ironică, abordarea lui e un amestec de cinism și luciditate, pentru că, așa cum se poate constata și în cărțile anterioare, Valmănescu împrumută diverse măști care, de fapt, ascund un mare sentimental. Prezența notabilă a fost printre spectatori primarul Comăneștiului, Viorel Miron. Astăzi am început sau am, a fost prima zi în care anul acesta vor avea loc zilele Comăneștiului și iată că am început cu această lansare de carte, ținând cont că în cadrul zilelor orașului Comănești avem atât activități culturale, științifice, activități sportive, cât și artistice, avem spectacole. Evenimentul a fost un adevărat regal pentru suflet, dar cei prezenți s-au bucurat pe deplin. Pentru mine e o surpriză faptul că mă aflu aici. Pentru mine este o surpriză pentru faptul că e a doua oară în viața mea când dau un astfel de interviu, iar în ceea ce privește lansarea, sunt prezent la a treia sesiune, mă surprinde plăcut și chiar mă încântă de persoane. Nu sunt în zonă, sunt venit aici după 45 de ani, am trăit în Ardeal și ieșit la pensie, cei din jur m-au întărtat, să zic așa, să descoperă acest cenacul. Și îi mulțumesc foarte mult că ai ce vedea. Și nu ne și plictisim. Am o părere foarte bună. Nu pot să vin din nefericire periodic, dar am foarte multe de învățat. Am foarte multe exemple.
sunt oamenii sufletelor noastre, oamenii vechi care sunt un exemplu de urmat și vreau să-i urmez, vreau să intru în această echipă, să-i urmez peste tot pe unde merg. Mi-a plăcut mai ales că eu îl știu pe domnul Valmănescu de când eram la Liceu Pedagogic Bacău până în 79-83. De pe atunci era sprijinul nostru al celor de la liceu pedagogic care încercau să se manifeste cultural și dânsul ne ajuta că era la Casa de Cultură. Apoi au urmat ani în care l-am descoperit ca și poet și m-am bucurat să fiu astăzi aici. Despre volumul Mai mult decât atât, Gheorghe Iorga scrie: de la o carte la alta, poetul e mai mereu surprinzător, inventând teme și motive neașteptate, susținându-și imaginarul liric și convențiile estetice prin exprimări lingvistice, purtând matca și marca Valmănescu. Aero Italia a deschis cea de-a 8-a bază operativă a companiei și prima din afara Italiei pe aeroportul internațional George Enescu Bacău. Inaugurarea s-a făcut prin noua rută Bacău-Cuneo, pentru că este una dintre cele mai așteptate și necesare, dat fiind numărul extrem de mare de băcăuani care trăiesc în Torino. Sporirea calității serviciilor pentru pasageri și ei sunt cei care ne sprijină și aduc și mai multe aeronave, dar și mai multe zboruri, destinații noi. Sperăm să vedem și mai multe în anul care urmează. Așteptați și stați alături de noi și vă rugăm foarte mult să ne sprijiniți în continuare. Aero Italia a ales Bacăul pentru că are un aeroport modern și complet funcțional și s-a arătat deschis să sprijine operatorii aerieni să își diversifice rutele și să crească traficul de pasageri pe aeroport. Este a 8-a din rețeaua Aero Italia, ceea ce permite băcăuanilor să ajungă atât în Sicilia cât și în Sardinia. Cuneo a fost un zbor istoric aici la Bacău și chiar este o mare satisfacție și o bucurie să îl avem iarăși cu două frecvențe pe săptămână și cu tarife promoționale care pornesc de la 20 de euro. Deschiderea bazei operaționale de la Bacău marchează începutul colaborării dintre Aero Italia și Aeroportul Internațional George Enescu Bacău și includerea operatorului aerian în programul Bacău Reconnect, lansat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău. Iată că astăzi este foarte bine pus în valoare. Inaugurăm astăzi a 14-a destinație într-un an de zile. Mă bucur că la nici un an de zile de când am fost la negocieri împreună cu domnul președinte și conducerea Aero Italia, iată că astăzi reușim ceea ce am negociat atunci de la prima cursă deschisă pe Bacău, să facem prima bază externă din România cu Aero Italia. Mă bucur că avem un asemenea partener, pe de o parte, pe de altă parte, asta arată trendul ascendent a aeroportului din Bacău. Să nu uităm că acum o lună de zile la conferința internațională din Istanbul, aeroportul din Bacău a fost catalogat ca al doilea cel mai rapid în realizarea conectivității cu cele mai importante destinații din Europa și asta este o performanță. De asemenea, vor fi disponibile și zboruri din Bacău către Catania, Palermo, Oblia, Alghero și Comiso, însă toate vor fi cu escală în Roma. Evenimente în premieră de zilele orașului Târgu Ocna. Cea de-a 23-a ediție a manifestării zilelor orașului a păstrat o serie de evenimente cu tradiție, dar și evenimente organizate în premieră. Detalii aflăm în minutele următoare de la primarul orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubota. Chiar zilele orașului sunt un eveniment de suflet pentru că întreaga comunitate este implicată și aceste manifestări, noi administrația locală le dedicăm locuitorilor orașului, dar nu numai, și turiștilor aflați în vacanță, locuitorilor sau orășenilor, târgocnenilor care se întorc acasă, pentru că luna august este o lună plină și vin acasă pentru a-și revedea familiile și atunci dedicăm aceste zile lor. Vor fi 4 zile, începând cu 15 până pe 18, coincid și cu 2 zile libere în care sistemul public și sistemul privat sărbătoresc.
15 slujba religioasă de la Biserica Precista din centru, la orele de dimineață până pe la prânz, după care la ora 16 vom avea acest eveniment de celebrare a familiilor, a cuplurilor care au 50 de ani de viață și e un moment emoționant, pentru că undeva 26 de familii vor fi prezente cu copiii, cu prietenii, cu nepoții și chiar este un eveniment emoționant. Numărul se menține, văd, de cupluri, adică un mare număr de cupluri își sărbează 50 de ani de căsătorie, semn că se trăiește la Târgu Ocnea mult și bine. Așa este, se dovedește că Târgu Ocnea are o tradiție, oameni minunați, oameni care au construit orașul, care l-au pus și i-au dat o direcție, acum au ajuns la respectabilă vârstă și 50 de ani nu sunt simpli să îi poți trăi împreună. După acest eveniment, pe seară vom deschide manifestările culturale în zona Parcului Măgura și vom avea un eveniment inedit, îi spunem noi, o seară romantică în centru balnear, când o soprană și cu niște tineri minunați, împreună cu o distinsă doamnă profesor din oraș, vor crea un eveniment. O premieră, ca să zicem așa, încerca și alt gen de evenimente în cadrul zilelor orașului. Da, ne dorim să schimbăm, să aducem îmbunătățiri în fiecare an și să provocăm publicul să vină și să participe la aceste manifestări. Vom continua cu vineri, cu un simpozion, o lansare de carte. Distinsul profesor Stoica Corneliu își lansează o nouă carte dedicată primului război mondial, regimentului 27 Infanterie. Și dacă aici s-a scris istorie și acest regiment a luptat, vitejește pe aceste înălțimi, este corect și normal să facem această lansare de carte. Seara va continua cu manifestări cultural-artistice în zona parcului, când diverse agenții economici vor face o seară plăcută cu program artistic. La fel, sâmbătă și duminică, în cadrul zilelor orașului, coincide și un eveniment spiritual, un eveniment iarăși la fel emoționant, o biserică din Biserica Constantin și Elena va fi îmbrăcată în straie de sărbătoare și va fi slujba de sfințire. Iată că un purpuriu de evenimente ați pregătit și anul acesta, de la cele, să zicem, de suflet până la cele pentru publicul larg, pentru toate gusturile, pentru toate pretențiile. Da, eu am spus mereu și susțin, pentru că e corect și normal, viața unei comunități nu se desfășoară doar în jurul investițiilor și în jurul proiectelor de dezvoltare, există și viață de familie, există și viață spirituală, există și viață de relaxare, de bună dispoziție, de prietenie, de reîntâlnire a celor dragi. Și atunci toate trebuie să se întrepătrundă. Și cred că este potrivit ca o dată pe an să se facă un astfel de eveniment, când să fim împreună, să ne bucurăm. E și vară, sezon estival, orașul este plin și de turiști, încercăm să-l păstrăm curat, frumos, atrăgător și vă așteptăm pe toți să petrecem împreună 4 zile de sărbătoare aici la Târgu Ocna. Veste bună! S-au finalizat lucrările la Centrul de Persoane Vârstnice de la Dărmănești. Directorul instituției, Marius Diaconescu, a fost prezent la întrunirea legislativului local al orașului Stațiune Dărmănești și a explicat celor prezenți problemele cu care acesta se confruntă. De asemenea, este angajată o persoană pe post de bucătar. În realitate, acum dumneai este one-man show, ca să zic așa, este și persoana care se ocupă de partea de bucătărie, pentru că din bani proprii am pornit și am făcut acolo niște produse pe care noi considerăm că atunci când beneficiarii vor veni la centru ar trebui să le primească. Respectiv am făcut siropuri de brad, siropuri de cătină, siropuri de păpădie, de salcâm,
dulcețuri, astfel încât beneficiarii când vin acolo să primească ceva, să spunem, poate un pic forțat, bio, dar cred că mai corect e natural, să primească ceva natural. În același timp, un imobil de dimensiune aia însemnează și o întreținere, după cum bine vă dați seama, și periodic se efectuează atât zilnic curățenia, cât și curățenia săptămânală și general. Asta în ceea ce privește personal. În ceea ce privește documentațiile, în luna decembrie, deci după ce am preluat postul, primele lucruri care s-au făcut, conform legii, s-a făcut predarea, primirea imobilului din partea celor care îl aveau în administrare, atât să spun, mijloacele fixe și obiectele de inventar, cât și documentațiile care s-au întocmit la vremea respectivă, recte autorizația de securitate la incendiu. Iar tot în luna decembrie s-a făcut inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, așa cum prevede legea. În 27 decembrie am organizat împreună cu Direcția de Asistență Socială Dărmănești și o serie de voluntari un concert caritabil pentru 35 sau 45, pentru un număr de persoane vârstnice, beneficiari ai centrului, unii dintre ei și o parte care s-au înscris chiar în ziua respectivă, un spectacol de colinde. Începând cu luna ianuarie, deci la sfârșitul lunii decembrie, aveam undeva în jurul la 45 de beneficiari care au urmat procedura de admitere în centru de zi, pe care am întocmit-o luna decembrie și care a fost aprobată așa cum prevede legislația de către primarul localității vizate, de către secretarul primăriei și de către viceprimar și Direcția de Asistență Socială, care conține acea cerere de admitere în centru de zi, un contract între beneficiar și centru de zi, declarația privind datele cu caracter personal și copiile după documentele din care rezultă datele cu caracter personal, carte de identitate cu pont de pensie, adeverință medicală. Și în luna ianuarie am continuat prin vizite în teren atât creșterea numărului de beneficiari, nu atât, am continuat cu creșterea numărului de beneficiari, astfel încât astăzi avem 108 beneficiari înscriși la centrul de zi. Prin contractul cu finanțatorul, cu Agenția Nord-Est, numărul care trebuie să existe în luna noiembrie este de 110. Deci mai sunt necesare două persoane. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 13 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 36 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 18 grade Celsius. Miercuri, 14 august, vremea continuă tendința de încălzire. Maxima zilei ajunge până la 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Joi, 15 august, vremea continuă tendința de încălzire. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!